Hei, hei, dragii noștri, bună ziua, vă salutăm din nou la Telemagazin. Iarăși alături de voi, plin de viață și bună dispoziție și să știți cu câtă informație utilă. Astăzi ne distrăm tocmai o oră. Ca de obicei. Din păcate pentru noi că e cam puțin, nu știu cum vouă vă pare. Dar oricum, reușim să prindem totul timp de o oră. Da. Hai să vedem. Ce prindem? Vedeți chiar acum. Astăzi la Telemagazin. Chișinăul prinde culoare. Scoarul care delimitează strada Zelinski cu bulevardul Dacia a fost amenajat inedit și pictat în diverse culori. Cum au reacționat chișinăuienii, aflați cu noi. Și-a pus gândurile pe hârtie și le-a transformat în artă. Invităm să o cunoașteți pe Iulia Grădinar și să aflați de unde își găsește inspirație pentru a-și realiza desenele inedite. La oferta zilei avem cuvertura de la Dormeo, disponibilă în două culori. Are un design deosebit și o să vă încălzească serile în acest sezon rece. O puteți așterne pe canapea sau o puteți folosi la picnic. Pentru voi avem cel mai bun preț! Hainele groase vor lua în curând locul fustelor și rochiilor vaporoase. Ce ne recomandă stiliștii să purtăm în această toamnă și cum putem să ne asortăm ținutele pentru a fi mereu la modă, vedeți în ediția de astăzi. Alegeți Telemagazin! Să începem! Să începem și să vă povestim despre ultima rasă de cai sălbatici din lume, pe cale de dispariție, care a fost clonată. ADN-ul folosit pentru clonare a fost recoltat și conservat în 1980 în San Diego. În cele din urmă, mânzul născut la un spital veterinar din Texas ar putea reînvia caii Przewalski. Calul Przewalski este considerat ultimul cal sălbatic, potrivit responsabililor de la grădina zoologică. Provine din Europa și Asia, dar expansiunea oamenilor și schimbările climatice au redus drastic numărul cailor din această rasă. Aceștia mai pot fi găsiți în mediul lor natural și au supraviețuit în ultimii 40 de ani doar în grădini zoologice. Se așteaptă ca acest mânz să fie unul dintre cele mai importante exemplare din rasa sa din punct de vedere genetic. Spre deosebire de cabalinele pe care suntem obișnuiți să le vedem la ferme și pe dealuri, caii Przewalski sunt cu adevărat sălbatici și nu au fost domesticiți niciodată de oameni. Ai auzit de vorba aia, de ce eu ți-s calul lui Przewalski? Da, da, înseamnă știam. Adică despre ce este vorba? Că sunt muncitori, că sunt... Nu știu, uite, ar trebui să documentăm acest subiect. Ce înseamnă acest compliment sau anticompliment ca a fi ca calul Noi lui Noi nu suntem caii lui Przewalski, dați-ne... Concedii, dați-ne voie să mergem la mare. Normal, zice cel care abia a revenit. Hai să continuăm. Vorbim acum despre romantică, pentru că mai romantic de atât nici nu se putea. Un balerin și-a cerut în căsătorie iubita și ea balerină la finalul spectacolului în care au jucat împreună. Ce frumos! Mm-hmm. Totul s-a întâmplat pe scena festivalului de operă de la Sibiu, chiar în fața spectatorilor care i-au aplaudat îndelung pe cei doi. Japonezii Ayaka și Kenichi s-au alăturat teatrului de balet din Sibiu și de 7 și respectiv 6 ani. De când s-au întâlnit în 2014, cei doi formează un cuplu fericit. Totuși, a fost o surpriză nemaipomenită pentru toți când balerinul a îngenunchiat pentru a cere mâna iubitei sale chiar pe scenă. Aceasta nu a avut decât să spună un da ferm. Iar acest moment a încununat finalul operei de la Sibiu. Foarte mimimi, așa, cumva. Observ că ultima perioadă foarte multe cereri în căsătorie... Asta, am mai spus despre asta. Nu, tu te raportezi la faptul că sunt multe cereri în căsătorie pentru că și tu ai făcut una și ai început să atragi atenție. E ca și cum ți-ai luat o mașină și după care vezi prin oraș numai mașini de modelul tău. Da, da. Așa este, da, dar într-adevăr e bine când dragostea evoluează până la momentul în care are loc o cerere în căsătorie, un mariaj fericit și îndelungat. Și capitala noastră evoluează. Chișinăul prinde culoare. Exact, scoarul care delimitează strada Zelinski cu bulevardul Dacia, situată în sectorul botanic, a fost amenajat inedit. Asfaltul a fost pictat în diverse culori de mai mulți voluntari, iar pentru ca mașinile să nu mai poată fi parcate acolo, au fost instalate obstacole.
Pete galbene de culoare au apărut recent la intersecția străzii Nicolae Zelinski și bulevardului Dacia, unde a fost amenajat un scoar inedit. Acum, zona este utilizată de trecători pentru a traversa, dar spațiul permite și staționarea pentru o perioadă mai mare, pentru cei care își doresc câteva clipe de respiro. Нам очень нравится, потому что, во-первых, то, что с Верой поставили. Тут очень опасно, машины разгоняются, вот это наша проблема. Паркариата, да, когда у него воем парки, все, еще тротуар. И фарты бенек. Веселешти в ценураш. Интрадивер и тротуар, дар ной практики, ну, прявиям посибилитати с нефолосим диял, ну, пресин паркари, да. Требы, дефакут, калатос ле фии бене, че шоферилор. Până la instalarea obstacolelor din beton, șoferii obișnuiau să parcheze aici, fapt ce le dădea mari bătăi de cap mămicilor cu copii. Aici era foarte rău de circulat cu copii, foarte rău era. Acum e îmbucurător faptul că ceva se schimbă, ceva frumos, ceva colorat pentru copii. Mai proaspăt, e mai frumos, e mai adăugător pentru toată lumea. Potrivit pretorului sectorului Botanica, Boris Prepeliță, proiectul este un parteneriat al primăriei cu PNUD Moldova, care a sponsorizat lucrările. Astfel, municipalitatea nu a cheltuit niciun leu. Dar voi ați știut că pe 6 septembrie, în acest an acum recent, în prefectura Yamagata, orașul Nishikawa, a avut loc Moldova Cup Kayak and Canoe Sprint Championship, o competiție la canoe pentru copii în vârste de la 6 până la 18 ani. Turneul s-a desfășurat sub egida Comitetului Național Olimpic și Sportiv din Republica Moldova și Federația Națională de Kayak Canoe. La competiția de Kayak Canoe Moldova Cup au participat 120 de sportivi. Despre această competiție, despre ce se întâmplă în domeniul Kayak Canoe și în genere în domeniul olimpic de la noi din țară, vorbim cu domnul Nicolae Juravski, președintele Comitetului Național Olimpic și Sportiv. Bună ziua, domnule Juravski. Bună ziua. Și atenție, dublu campion olimpic la canoe. Cu cine altceva să nu vorbim dacă nu cu domnul Juravski despre acest sport minunat pe care eu personal îl admir de fiecare dată când alerg pe la Valea Morilor. Și îmi place enorm să văd sportivii care se antrenează acolo. Ivan, mă bucur foarte mult că preferi și îți place această probă de sport. Într-adevăr, este o probă foarte interesantă, o probă dinamică care educă calități speciale pentru sportivi. De altfel, în Republica Moldova, proba de kayak canoe este cea mai titrată. În afară de rezultatele mele, dublu campion, locul 2 la medalii de argint, 8 ori campion mondial, avem și alți campioni mondiali, cum este Dimitri Matveev, Oleg Țigoev, Naum Procupes, locul 3 și mulți, mulți alții pe juniori. Acum, în perioada actuală, avem sportivi foarte, chiar astăzi, acum 5 minute în urmă, le-am dorit drum bun, au merg la o cupă mondială în Ungaria, la care va participa și Sergei Tarnovski și Oleg Tarnovski și Cociu Olărașu, sportiv care deja cu toată certitudinea pot spune că sunt în elita mondială. Nu sunt începători sau nu sunt mediocri, sunt sportivi foarte valoroși. Cei de altfel care pentru anul viitor o să ținem toți pumnii pentru ei ca să ne demonstreze valoarea lor la Jocurile Olimpice. Le urăm de pe acum, le urăm multă baftă sportivilor care au plecat într-acolo, dar ca să revenim la evenimentul care a fost acum recent pe 6 septembrie, deci a avut loc în Japonia, dar s-a numit Moldova Cup. Exact. Noi avem o relație foarte bună cu aceste regiuni a Japoniei. Avem chiar și un acord încheiat pentru ca sportivii noștri să meargă la competiții de acomodare. Deja avem canoiștii, tir cu arcul, judocanii au mers încolo în pregătire comune cu japonezii. Ei sunt o nație atât de sensibilă și atât de binevoitor, primitor. Da. Încât, uitați-vă, am convenit că împreună să facem acest cup. E clar că n-am putut să participăm și noi cu echipa Moldovei, dar am fost în emisii directe cu ei, i-am felicitat. Și, de altfel, ei apreciază foarte mult rezultatele noastre și asta e clar că trebuie să recunosc și să evidențiez faptul că ambasada Republicii Moldova în Japonia duce un mare aport pentru a organiza, pentru a crea condiții, pentru a
ne familiariza cu tradițiile japoneze, fiindcă o să mergem la jocuri, e clar că mult înseamnă cum vom prezenta noi țara noastră. Plus la aceasta, cum ne vom acomoda, cum vom fi... Și e bine când sunt, știi cum se zice în sport, că pereții de acasă... Exact, că țin cu tine. Îi țin cu tine. Și în cazul dat, acești sportivi, ei simt că japonezii cu mare dorință și cu mare dragă sunt în echipa noastră, fiindcă au fost și lucrurile acestea, deplasările au fost în mare parte și sponsorizat de ei, adică și partea materială a fost asigurată din partea lor. Sunt lucruri foarte frumoase care ele trebuie continuate chiar și după Jocurile Olimpice, trebuie să străduim ca aceste tradiții sau aceste poduri create să le folosim și mai departe. Vedeți cum și performanțele în sport sunt în oarecare măsură în mică măsură dependente de relațiile diplomatice dintre țări. Asta este. Sportul, cultura, educația, diplomația sunt cei care reprezintă țara. Asta este. Vrem noi sau nu vrem, dar nu trebuie să ne ascundem după degete și să spunem că nu e așa. Sportul este un ambasador poate cel mai important, fiindcă sportul, dacă ai un sistem bun, ai într-adevăr sportivi buni, în fiecare zi sunt pe micile ecrane, sunt în toate mass media mondiale și toată lumea află. Măi, Moldova nu sunt țara, nu numai cu probleme. Uitați-vă și lucruri frumoase sunt. Descoperă și Moldova prin sportivi. Într-adevăr, așa este. Dar eu corect am înțeles. Nu am avut participanți. Nu, noi n-am participat. Aha. Vreau să anticipez să spun și altceva. Noi acum sâmbătă am avut același concurs deja la tir cu arcul, la care am participat noi. În aceeași regiune? Da, în Țuruoca. Este vecinătate. Noi avem cu ambele regiuni, avem, fiindcă Țuruoca au condiții anume la tir cu arcul, dar acei lanți au condiții cu caiacanoi, au lac, tot ce este necesar. Și noi am fost și într-o regiune și în alta, dar e diferența acolo cu mașina. E ca și cum buiucanul și botanica. Puțin mai mult, dar cam aceeași. Am înțeles. Cum se pregătesc sportivii în general de caiacanoe în condițiile în care trăim acum? Ioan Ivieț, în pofida situației că sunt președintele comitetului și cum ai spus și tu că volatilurile mele la tot, e clar că ne cunosc lucrurile nu pentru a face declarații frumoase, dar le cunosc și să văd că noi trebuie să spunem lucrurile pe nume. Da, e clar că pandemia a dat peste cap foarte tare, inclusiv și sportul. Vă știți că a fost o perioadă când sportivii au fost izolați acasă, s-au diminuat practic 90%, poate și mai mult, programul competițional internațional. Și dați seama, sportivii când fac, se pregătesc de competiție și mai mult de jumătate de an nu mai au niciun stat, e clar că e greu să se cere la el și el nu poate să-i impune. Așa este. Sportul este un lucru greu, care necesită o mulțime de calități, o mulțime de nu știu, cederi sau să zic eu, de jertfiri în partea sportivului, din partea omului. De aceea vreau să spun că suntem și noi, dar altfel sunt toată lumea, nu numai în pandemie, doar noi în Republica Moldova. Exact, toți au fost afectați. E dificil și din alt punct de vedere, baza materială la noi un pic e mai slabă, comparativ cu... Și clar, chiar acum, de când s-a deschis, practic, procesul de pregătire, sportivii nu pot să iasă. Nu este, avem sistemul de sparing, noi la multe probe de sport e dificil. Mai puțini, n-au cu cine sparing la nivel înalt. Plus la aceasta, o mulțime de probe de sport unde nu avem aceleași piste sau aceleași condiții ca să... Dar eu zic că e bine din punctul de vedere că avem cadre bune, mă refer pedagogi buni, la multe probe de sport. Și acești oameni, ieșind chiar din criză care avem, ei creează precedent ca sportivi, ca cei care sunt în exercițiu, să fie în tonus, să fie în pregătire bune pentru a evolua. E clar, dacă vreau să anticipez, să spun și altceva, că acum, în perioada respectivă, în Republica Moldova, noi avem undeva 5-6 probe de sport care avem sportivi de elite. Cei care pot de la 11 până la 10. Depinde, iarăși, cum noi vom dezvolta acest program nemijlocit, cum vom ajunge la jocuri, cum va fi ultima perioadă de pregătire pentru jocuri. Dar sunt chestii, avem la lupte, avem la caiacanoi, avem la not, avem la atletism, avem la tir cu arcul, sportivi care sunt acolo, la bataie, în elita mondială. Și iarăși zic, aici mare parte depinde cum ne aduce pe noi mintea și înțelepciunea noastră ca să putem crea așa condiții ca acest sportiv să-și poată valorifica potențialul lor maxim, anume la Jocurile Olimpice.
atunci în cazul ăsta e clar că vom putea, vom avea prilej să ne întâlnim și într-adevăr să ne bucurăm că chiar în profita crizei și pandemice, plus la asta și economice, și sportul necesită noi bani. Am ținut sportul necesită bani. Sigur, fără bani nu faci rezultate. Dar de altfel, ca și în cultură, ca și în mass media, în tot. De aceea e necesar ca să avem partea morală sus și să știm cum să mobilizăm și să creăm condiții pentru acești sportivi pentru ultima perioadă. E clar că este și alt aspect. Noi trebuie să ne gândim ce facem cu rezervele, care vor fi următorii olimpici. Următorii nu se termină cu jocurile olimpice la Tokyo, jocurile olimpice în general sportul. Și asta este un lucru care trebuie să ne impună pe toți noi care suntem din domeniu. Eu nu știu, și conducerea de vârf trebuie să lucrul acesta. Eu tot timpul am făcut apel și socot că sportul, tineretul, cultura, educația trebuie să fie pe agenda noastră ca puncte strategice din dezvoltarea noastră. Fiindcă ei sunt cei care să dirigeze viitor, în viitor apropiat, țara, în diferite domeniu, nu numai în sport. Și noi trebuie să creăm premize ca ei să fie, să dorească, să vadă dezvoltarea noastră. Că altfel știți că majoritatea pleacă. Și pleacă cei mai buni, pleacă într-adevăr copii tineri buni. Da, și într-adevăr s-a demonstrat asta pe parcursul timpului. Domnule Jurdavski, am vrut să vă întreb, dar acum, în la ziua de astăzi, care este situația cu antrenamentele? Deci toți sportivii și-au revenit la antrenamentele normale? Da, sunt în principiu un exercițiu, un pregătiri, dar iarăși sau sunt totuși limitați de anumite restricții? Eu ca profesionist tot timpul aș vrea să fie mai bine. Ca să fie, iarăși mă refer, cumva să fie partea de pregătire, să fie sportivi și să pregătească pe edificii sportive adecvate, mă refer, condiții ca cele competiționale, plus partea sparingului, adică concurența între ei să fie altceva, să fie o dezvoltare și pentru dascălilor, pentru antrenori, fiindcă tot când stai acasă, parcă îți pare că știi tot. Dar dinamica și metodica crește, fiecare an sunt schimbări mari. Și în cazul când ești acasă și mai în unele cazuri poate este și o deplasare, dar lipsa finanțelor și alte condiții, clar că ei majoritatea rămân. Da, mă refer chiar la condițiile de pandemie, adică la toate restricțiile anunțate de autorități. Deja toți sportivii se antrenează în mod normal. Ba da, sunt, e clar că sunt probele, nu știți, dar campionatul la fotbal e stopat, sunt vreo 3 sau 4 federații unde au desfășurat campionatul național, iar în mod așa mai redus. Da. Dar și noi dăm bine seama, nu-i devine nimeni în chestia. Asta e flagelul care avem în societate și asta nu e numai la noi, cu regret. Noi trebuie să fim ascultători și să facem tot posibil ca să scăpăm de acest negativism în societate, fiindcă punem în pericol în mare parte oamenii mai de vârsta a treia, oamenii care au sarmani și ei careva nevoie de sănătate. Rămânând la optimism, ce competiții urmează să aibă loc cu participarea moldovenilor, cu Doamne ajută și păi dacă nu se schimbă? Chiar acum, dacă am spus că azi acum e ca noi, e deja sunt drum către Leușeni, merg cu transportul propriu, urmează că acum tot în timp de două săptămâni, o săptămână jumătate de urmă au luat atleții, Adrian Mărdare a luat două la Cupa Europei și la o Cupa Internațională două ori locul 2, adică cu rezultat bun, și alți sportivi. E clar că așteptăm ca să intre în concurs și notatori, avem campioana olimpică Tatiana Săcuțan, olimpic pe juniori, dar e sportivă. Vedem cum, știți că a fost o perioadă când nu a fost voie să meargă la bazin, dar fără să nu înnoți, cum poți să... Da. Și e clar că sunt o mulțime de probleme de genul ăsta, dar eu zic că pesimismul să-l dăm la o parte, fiindcă în sport, dacă mergi pe latura pesimist, atunci slab probabil că îi se reușești. Trebuie să mergem optimist și să ne luptăm pentru a ne demonstra valoarea noastră. Așa este, cu optimism mergem înainte și în domeniul sportului, care de altfel este unul dintre cele mai importante domenii de dezvoltare atât economică cât și socială. Domnule Jurdavski, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Și eu vă mulțumesc. Multă baftă tuturor sportivilor în condițiile în care trăim, am zis că trebuie să ne adaptăm pentru că nu suntem nici noi vinoveți și nu avem ca și cum nu avem în control. Da, dar sportul este un domeniu care previne foarte multe boală sau chestii de genul ăsta. De aceea, profilaxia toți la sport.
profilaxia COVID-19 se face și prin sport, așa că alături de domnul Juravski vă îndemnăm să vă apucați de activități fizice, să faceți sport, indiferent de ce sport. 3 ore în săptămână, câte o oră se poate găsi, dacă vrei. Exact, cu siguranță. Domnule Nicolae, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență, multă baftă în continuare și să ne mai auzim cu rezultate frumoase din partea sportivilor moldoveni. Alături de noi e domnul Nicolae Juravski, președintele Comitetului Național Olimpic și Sportiv, care a venit așa cu o doză de optimism și pe această cale urăm multă baftă tuturor sportivilor din Republica Moldova. Iar noi continuăm și a pus gândurile pe hârtie și le-a transformat în artă. Vorbim despre Iulia Grădinar, de profesie designer grafic. Apropo, și fosta noastră colegă, din câte eu știu. Da. Desenele ei sunt realizate cu penița și pixul. Lucrările sunt o parte din viața ei, cea a familiei, prietenilor și cărților pe care le citește. Nu doar tehnica în care sunt realizate este neobișnuită, dar și felul cum își vede eroii. Mai multe despre locurile și oamenii de la care se inspiră aflăm din subiect. Faceți cunoștință cu Iulia Grădinar, de profesie designer grafic, în suflet artist. A finalizat Academia de Muzică și Arte Plastice acum 20 de ani, iar pe atunci nu știa unde o să o ducă muza și viața. Eu când am terminat facultatea, nu m-am gândit că îmi pun mâna pe pix. Pentru că noi când suntem studenți, nu suntem așa de... Ne gândim că am terminat și gata. Nu știu cum, nu e atitudinea asta foarte serioasă. Dar... Și o perioadă am înțeles că nu pot trăi fără asta. La început a lucrat la o editură pentru copii, făcea ilustrații pentru manuale. Din încet, încet, eu din grafician, din artist, m-am transformat cu timpul într-un designer de editură, poligrafie. Machetam cărți. În timpul liber însă sau în pauzele de masă de la serviciu, imaginația o ducea într-o lume paralelă, iar toate emoțiile le așternea pe hârtie. Desenele Iuliei sunt parcă rupte din povești, dar și din realitate. Sunt pozele cu bunei ei pe care le-a văzut acasă, fiica ei adolescentă sau lucruri pe care ar vrea să le spună, dar nu poate. Era într-o companie unde trebuia, simțeam starea că trebuie să-mi știu locul, da? Așa erau accenti subtili, când nu-ți spunea direct, dar îți spunea că trebuie să știi locul și gata, fă-ți job-ul și mai mult nu-ți cere nimic. Și emoția asta trebuie undeva turnată și eu turnam pe hârtie, da, am desenat întâi o față cu gura cusută, pe urmă tot așa, tot așa. Citesc o carte sau ceva, da, și eu am o tangență, cartea are tangență cu o realitate și cu un moment anumit a vieții mele. Noi avem o lucrare unde la mine crește fetița, da, deja e domniță mare, și tu te uiți cum e capăt forme, da, copilul, mintea e verde, da, și tu ca mama ai emoții, pentru că te gândești unde să-i dai drumul în viață. În desenele sale se regăsesc multe pasaje, învățături din Biblie. Combinația de culori și eroi este parcă profetică. E greu să desenezi sfinț? E foarte greu, pentru că în perioada când desenam, eu țineam postul. Și... Ei sunt chestii lăuntrice care te fărâmă. Oamenii nu te-a gândit să pictează. Da, dar eu, din păcate, totul nu vreau să le fac grafice. Desenează cu penița, pixul, iar inspirația, maestria face din desenele ei adevărate opere de artă. Poate lucra la ele și câte o lună și chiar jumătate de an. Draga mea, dar vreau să ne spui, pregătit moldovenii noștri, sunt pregătiți pentru așa gen de artă? Și da și nu. Trebuie să fie totuși om cu o stare de spirit destul de fină. Și ar dori să se promoveze nu doar în țară, dar și la galeriile de artă din străinătate. Iulia însă, pe cât e de talentată, pe atât e și modestă. Aș vrea, da, pentru că grafica ea presupune mai mult țările nordice, da? Ea presupune Germania, gravură. Nu e populară pentru, spunem, Spania, nu e populară pentru Italia. Aș vrea, doar că noi nu avem încă serviciul ăsta, domeniul ăsta, când noi avem un fel de, nici nu-și pot spune dacă e impresară, om care se ocupă de... Da, se promovează. Da. Deocamdată puteți să-i admirați, cumpărați creațiile pe rețelele de socializare, dar se spune că gândurile se materializează, așa că sperăm în curând să ne invite și la o expoziție semnată de ea.
arta este un alt pilon al societății și este un domeniu care ne va aduce faima țării în toată lumea. Țineți minte acest nume, Iulia Grădinar, și găsiți-o pe rețelele de socializare. Apreciem arta în toată făptura ei. Facem și o scurtă pauză, după care revenim.